Bine v-am găsit, pasionații utilajelor, și la mulți ani! Începem anul cu un subiect fierbinte, mai ales pe agenda internațională: dreptul clienților de a-și alege propriul mecanic sau de a-și repara singuri utilajele. Situația serviciilor post-vânzare este una complexă atât pentru producători cât și pentru dealeri. Dacă un utilaj este în garanție și clientul dorește păstrarea acesteia, producătorul are pretenția ca doar dealerii autorizați să se ocupe de reparații și doar cu piese originale. Un tratament destul de scump, desigur. Totodată trebuie să punem la socoteală că echipamentele agricole și de construcții sunt din ce în ce mai sofisticate și deci încărcate de tehnologie. Diagnoza, de exemplu, poate fi efectuată doar de către un tehnician autorizat care deține un program informatic creat de producător. Toate aceste condiții restrictive au dus la proteste în Statele Unite ale Americii, Australia și chiar Europa. Mișcarea Right to Repair, în traducere dreptul de a repara, nu se referă doar la utilaje, ci se extinde la electrocasnice și produse electronice, cum ar fi un laptop sau un smartphone. Partizanii acestei inițiative mondiale susțin că centrele de reparații și atelierele independente nu își pot face treaba, pentru că nu au acces la manuale oficiale de service, instrumente de diagnoză și piese de schimb. Concluzia este că producătorii și dealerii autorizați au pus monopol pe serviciile post-vânzare, iar micile afaceri și clienții au de suferit din această cauză. Prețurile cresc după bunul plac al fabricanților, iar cumpărătorii nu au altă variantă decât să se supună acestui tratament. Anul acesta, o asociație de fermieri americani a intentat proces împotriva renumitului producător John Deere. Agricultorii respectivi afirmă că reparațiile sunt mai profitabile pentru compania John Deere decât vânzarea în sine a utilajelor. Fermierii susțin că acest lucru este realizat prin obstrucționarea altor mecanici de a repara echipamente agricole și de construcții John Deere. Dealerii autorizați au profitat de situație și au urcat prețurile la un nivel exagerat, pentru că nu au concurență pe piața de service. Pe de altă parte, reprezentanții companiei John Deere spun că sunt de acord ca toți clienții lor să aibă libertatea de a-și face singuri mentenanța utilajelor, diagnoza și reparațiile, dar atâta timp cât software-ul nu este modificat și sunt folosite piese de schimb conforme. John Deere susține că intervențiile service care nu sunt efectuate de specialiști pot afecta sistemele de siguranță, gradul de emisii poluante, randamentul motorului, securitatea datelor și chiar valoarea de revânzare a utilajului. Acestea fiind spuse, John Deere a făcut totuși un compromis și le-a acordat atelierelor independente și clienților acces la instrumente de diagnoză și resurse service. Mișcarea Right to Repair vrea însă mai mult decât atât și a cerut legiferarea dreptului de a repara. Președintele american Joe Biden susține această inițiativă și se pare că exemplul lui va fi urmat de unele state din Europa și chiar de către Australia. Însă unii producători consideră că această mișcare de protest este una exagerată, întrucât poate pune clienții în pericol și contravine legii dreptului de proprietate intelectuală. Dacă un proprietar încearcă să își repare singur utilajul, poate să facă mai mult rău decât bine, susțin contestatarii mișcării Right to Repair. Echipamentele agricole și de construcții sunt din ce în ce mai complexe și majoritatea se bazează pe un computer pentru a funcționa. În acest context, repararea unui tractor sau excavator de ultimă generație nu este o sarcină pe care o poate face oricine. Este nevoie de aportul unui profesionist. Ca de obicei, adevărul este undeva la mijloc. Așa că vă invit să ne transmiteți părerea dumneavoastră pe acest subiect în rubrica de comentarii. Cum este prima emisiune de anul acesta,
Vă doresc un 2023 plin de bucurii și realizări și să auzim numai de bine!